Cap care a căzut după scandalul de la DETA este cel al șefului poliției locale, Ioan Goloși, a demisionat aseară. În același timp, el a recunoscut că incidentul a avut loc pentru bani. Băieții primarului îi împrumutaseră 5.000 de euro uneia dintre victime pentru a cumpăra țigări. Fiul cel mare al primarului din DETA este și acum căutat de polițiști. Și el și ceilalți patru implicați în scandal au primit mandat de arestare preventivă, motiv de bucurie pentru rudele victimelor. Se întâmplă ceva? Nu te împinge, Simona. Deci ați-vă la o parte, vă rog. Faceți loc. Faceți loc. Faceți loc, vă rugăm frumos. Trăiască poliția din Timișoara, că s-a făcut dreptate! Din suflet vă mulțumim că ați venit și v-ați ajutat, pentru că altfel nu s-ar fi făcut dreptate. Sunt rudele răniților și se bucură. Au aflat că cei pe care i-au acuzat au fost arestați preventiv. De azi începând pot să am încredere în justiția română. Ori fost copiii mei măcelăriți ca porcii. Singurul care nu a ajuns după gratii este fiul cel mare al primarului din DETA. Polițiștii nu au reușit să-l găsească. Bogdan Daniel Roman are 32 de ani, are 1,90 m înălțime, 90 de kg, constituție robustă. Este portretul care a fost împărțit polițiștilor. De ieri, tânărul a fost dat în consemn la frontieră. Stătea și Roman Bogdan a scos un cuțit și îl tăia, dar nu știu de ce. Atât de repede îl tăia, dintr-o dată am văzut că îi se despica carnea. Ce spuneți despre Bogdan Roman? Să dea Dumnezeu să-l prindă și pe el. Unde credeți că se ascunde Bogdan? Nu știu, nu mă interesează. La el, în localul din Timișoara. Vreau doar ca să fie prins, atât. Pentru un singur cuvânt mi-a tras un pumn de-am leșinat, doar pentru că l-am implorat să lase pe frățiorul meu în pace. Nu știu unde este. Telefonul este închis și n-am cu cine vorbi. Și dacă primarul nu și-a dat demisia, șeful poliției din DETA a renunțat la funcție după ce o comisie de la București a fost trimisă chiar de ministrul de interne să clarifice situația. 5 polițiști sunt anchetați. Cazul a ajuns până și la urechile președintelui. La DETA acum nu mai știi de cine e legat scandalul de acolo, de polițiști, de primar sau de fiii primarului. Simona Boțog este la DETA și știe cum și-au motivat judecătorii mandatele de arestare preventivă. Simona, ce informații ai? Bună ziua! Instanța i-a arestat pe cei patru și a eliberat un mandat în lipsă pe numele lui Bogdan Roman pentru loviri și alte violențe, pentru tulburarea liniștii și ordinii publice, dar și pentru ultraj contra bunelor moravuri. Magistrații au considerat că lăsarea în libertate a inculpaților prezintă un pericol concret. Totodată, teama, revolta și indignarea stârnite de acest scandal în rândurile opiniei publice au contribuit la decizia instanței. Din motivarea magistraților reiese că cel care a provocat rănile suspecților este fiul cel mare al primarului Bogdan Roman, care și acum este căutat de polițiști, însă el a fost ajutat de fratele lui mai mic și prietenii lor. Ar trebui să vă mai spun că avocatul suspecților a declarat recurs în acest caz, iar acest recurs va fi judecat zilele următoare. Oana? Mulțumesc pentru informații, Simona.